Bună dimineața tuturor! Da, am venit în piață să alegem spanac. Este un super aliment, are numeroase proprietăți. Vedem și ne spune Cristi imediat despre ce este vorba. Neața? Neața, are atât de multe proprietăți benefice încât nu știu cu care să încep. Frunzele astea, uite cât de frumos arată, cât de mari sunt, dar trebuie opărite și aruncată apa. Așa începem cu el, după aia îl călim, îl facem cu ochiuri, etc. Foarte puține calorii, extrem de bună în slăbire, te face să te simți bine, este una dintre plantele care îți dau o stare de bine, deci o stare psihică foarte, foarte bună. Dar cât ar trebui să alegem, Cristi? Cam cât dorim să mâncăm, 200-300 de grame, dacă mănânci pe zi, mi se pare o cantitate rezonabilă, plus că mai ai și alte vegetale în dietă și atunci te duci către un 500-700 de grame de vegetale, de frunze, legume și asta ar fi o cantitate care să-ți asigure o stare de sănătate foarte bună. Te întrebam pentru că știu că în momentul în care le fierbi ele se reduc, nu? Da, rămâne foarte puțin, dar... Deci luăm așa un mănânc? Așa trebuie să luăm, mai ales pentru două persoane, cam așa. Okay. Foarte interesant este că, având foarte puține calorii, are și niște proteine, deci este printre frunzele care conțin și proteine. Nu o cantitate mare, dar mai ales pentru cei care țin post este important. Foarte sănătos pentru aparatul cardiovascular, scade colesterolul, ajută în combaterea diabetului și pentru bărbații sau doamnele interesate, are oxid nitric, este face vasodilatație, da, și poate să ajute potența sexuală, pentru că face vasodilatație, da, evident ajută circulația, sângele circulă mai bine, toate lucrurile funcționează mai bine. Bun, dar din acest mănânc, cât putem să facem? Facem două porții, ne ajung doar pentru două porții, da, dimineața, aici, de exemplu, sau ne rămânești pentru prânz? Aici sunt cam două porții, dacă vor să mănânce două persoane dimineața, sigur, cel mai bine să ți-l prepar de seara, spune celul să nu pierzi vremea dimineața, niște ochiuri lângă sau omletă, poate un pic de porumb în omletă, dacă vrei mai mulți carbohidrați. Este un aliment care merge foarte bine sub această formă, repet, spanacul cu frunze mari, frunzele mici, baby spanacul, merg puse crude direct în salată, nu este absolut nicio problemă, nu mai trebuie opărit, nu mai trebuie fiert. Dar spuneți să-l pregătim de cu seara, adică îl fierbem de cu seara și îl mâncăm dimineața la mic dejun? Da, îl opărim. Nu e mai bine să-l facem direct dimineața? Îl putem face dimineața, dar ia ceva timp. Știm că mulți dintre noi ne trezim un pic mai greu dimineața și atunci una dintre metode este să mergi de seara, să-ți pregătești micul dejun, măcar să-l opărești spanacul, îl toci un pic, a doua zi îl tragi la tigaie cu un pic de usturoi, cu un pic de sos de roșii, ai pus două, trei ochiuri lângă și iată un mic dejun foarte, foarte sănătos. Așa cum spuneam, cu proteina, stâmpără foarte bine foamea, ajută în prevenirea diabetului, ajută în bolile cardiovasculare, deci este o plantă absolut magică. Știm despre conținutul de magneziu, deci este bun și seara, conținutul de fier, vitamina K, extrem de important pentru cei care au luat vitamină D în această perioadă, beta-caroten. Dar am putea să facem greșeli, Cristi, să nu-l preparăm cum trebuie, că nu tuturor ne place spanac. Cred că nu am mâncat tot spanac, poate n-am mâncat, nu l-am pregătit așa cum trebuia. Important este acest pas, să fie opărit și apa să fie aruncată. Dacă facem acest lucru, acid oxalic din el este eliminat, acel acid oxalic poate să contribuie la formarea pietrelor la rinichi. Deci mare atenție, cei care au pietre la rinichi cu oxalat, îl opărezi bine și aruncă apa. Deci acea apă se aruncă pentru că acolo rămâne o parte din acest acid oxalic. Este o componentă naturală a plantelor, dar în exces nu face bine. Iar pentru copii este o rețetă anume, este bun și pentru copii, dar poate că trebuie să-l pregătim altfel, să mănânce și ei? Se mănâncă la fel și de către copii. Aș recomanda totuși pentru copii să folosim baby spanacul, deci frunzulițele mai mici, mai crude, așa cum spuneam, sunt mai sănătoase, sunt ceva mai dense nutritiv, adică acolo ai mai multe vitamine, minerale, raportat la volum. Pentru că aici la un volum foarte mare, sigur, ai și mai multă apă, mai multe fibre. Este un aliment și un pic mai greu de digerat. Și dacă e baby spanac, asta înseamnă că facem cu el salată pentru copii, asta încerc să-mi spui? Da, îl putem pune direct în salată. Copiii trebuie obișnuiți de mici să mănânce aceste frunze. Nu este neapărat o necesitate nutrițională, ci pur și simplu educația nutrițională pe care noi o facem copiilor. Să le dăm frunze, să guste de mici, chiar frunze crude, să le preparăm în diverse feluri, astfel încât ei să fie obișnuiți să mănânce multe legume. Și pe termen lung, când vor crește mari, rămân cu aceste obiceiuri sănătoase care o să-i ajute foarte mult pe partea de sănătate și vor avea o viață lungă și frumoasă. Dar eu, pentru că am vorbit de beneficii, sunt numeroase, așa cum spuneai și tu, sunt persoane care nu ar putea să mănânce spanac pentru că le face rău dintr-un motiv sau altul? Da, spuneam despre cei care au problemele pietrelor la rinichi cu oxalat. Trebuie să-l mănânce cu mare precauție, adică frunze foarte mici, s-au opărit foarte bine, mâncat mai rar, deci pentru ei există această problemă. Pentru restul oamenilor este un aliment, așa cum spuneam, magic, extraordinar, un super aliment cu puține calorii,
și foarte mulți nutrienți esențiali, repet, în special minerale, vitamine, antioxidanți, spuneam că acționează inclusiv pe colesterol, adică aceste componente din spanac ajută la scăderea colesterolului, ceea ce este un lucru foarte important. Iar pentru seară, ce am putea să facem? Mi-a plăcut la un moment dat să fac salată cu frunze de spanac și brânză de capră, de exemplu, cu niște roșii uscate. Iată o rețetă foarte simplă cu proteine care se asimilează ușor în timp, da? Mai ales pentru cei care fac sport, asta este important. Magneziul din spanac ajută relaxarea, deci poate fi mâncat la orice masă, atât gătit cât și crud. Îți mulțumim foarte mult, Cristi. Cam acestea sunt informațiile de aici, din piață. Răzvan?